În perioada 11-13 octombrie, Complexul Sociomedical Hârja din județul Bacău găzduiește simpozionul național Terapia Ocupațională, o perspectivă a îmbătrânirii active, care reunește specialiști din toată țara, profesori universitari, medici, asistenți sociali, psihologi, kinetoterapeuți, directori de instituții pentru vârstnici, precum și profesioniști din mediul public și privat. Ieri, doi beneficiari ai așezământului le-au vorbit celor prezenți despre experiența lor în cadrul instituției. Participanții la simpozion au susținut referate despre importanța sprijinirii persoanelor vârstnice sau despre tehnologiile care vin în sprijinul acestora. În conferința pe care am susținut-o aici, care a purtat numele Evadarea din sine, sindromul evadării din sine în cazul populației vârstnice instituționalizate, am dorit să accentuez care este pericolul îndepărtării de sine, dar îndepărtării în primul rând de ceea ce este superior nouă, de divinitate, de Dumnezeu și în egală măsură efectele însingurării noastre de lume, de noi înșine și astfel am și propus o serie de soluții care pot fi utilizate în munca asistenților sociali. Am adus în atenție câteva dintre aceste provocări ale momentului, cele pe care noile tehnologii, în mod special nanotehnologiile și inteligența artificială, le vor pune pe tapet în următorii ani. Ele privesc toate categoriile sociale și toate categoriile de vârstă, pentru că au în atenție îmbunătățirea performanțelor trupului nostru, prelungirea vieții, îmbunătățirea performanțelor intelectuale și, de asemenea, o mai bună deschidere către celălalt, o acceptare, o tolerare și, în ultima instanță, o conviețuire la standarde de viață mai ridicate. În același timp, avem de a face și cu alte promisiuni ale acestor noi tehnologii care aduc în atenție augmentarea corpului nostru, a minții, cu dispozitive foarte fine, foarte performante, ceea ce comportă, din punct de vedere spiritual și uman, riscuri enorme. Evenimentul de la Hârja este unic, aș putea spune, având în vedere că este poate unul din puținele locuri în România în care se îmbină latura spirituală cu latura practică în ceea ce privește asistența socială. Nu se poate gândi sau concepe asistența socială în absența spiritualității. Pentru persoanele trec de o anumită vârstă, legătura cu divinitatea devine mult mai importantă și esențială. Tocmai de aceea, succesul reportat de centrul de la Hârja, în special sub conducerea părintelui Ilarion, cred că se datorează acestei abordări. A cincea ediție a simpozionului este organizată de Asociația Sfântul Ștefan cel Mare Hârja cu sprijinul TZMO România și în colaborare cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale, cu Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice din Iași și cu Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății din Bacău.